Piața centrală din Piatra Neamț, un punct strategic în ultimile zile, de fapt o problemă socială. Da, am văzut ce s-a întâmplat în piața orașului Piatra Neamț. Este regretabil că s-a întâmplat această nenorocire cu piața orașului Piatra Neamț, însă, așa cum am mai spus-o și într-o altă intervenție la o altă televiziune, săptămâna trecută am fost la Ministerul Dezvoltării Regionale, am început o primă discuție cu ministerul și încercăm să vedem cum putem să reușim să atragem niște fonduri pentru reconstrucția pieței orașului Piatra Neamț. Voi avea marți o întrevedere, că avem Consiliul Național la Craiova, voi avea o întrevedere și cu premierul Victor Ponta, îi voi aduce la cunoștință ce s-a întâmplat cu piața orașului Piatra Neamț și sper să găsim înțelegere să aducem din fondul de rezervă a guvernului, nu știu, să găsim o soluție să aducem o sumă de bani pentru reconstrucția pieței orașului Piatra Neamț și împreună cu municipalitatea, împreună cu primăria să reușim să redăm pietrenilor piața, pentru că sunt foarte multe familii care depind de această piață. Sunt oameni care acolo muncesc, sunt... Comercianții au pierdut în primul rând ei un loc de muncă și mai ales un venit pentru familie. De fiecare firmuliță mică care activa acolo depind 2-3 oameni, 4-5, fiecare au copii acasă, deci e o problemă socială pe care eu personal vreau să o tratez cu foarte mare seriozitate și vreau să mă implic activ. Și noi, cei din PSD, o să ne implicăm activ în reconstrucția pieței orașului Piatra Neamț. Voi face demersurile necesare. Săptămâna viitoare vreau să merg împreună cu doamna viceprimar Simionică la Ministerul Dezvoltării Regionale, să vedem care sunt soluțiile pe care le găsim, să ajutăm primăria orașului Piatra Neamț pentru reconstrucția pieței și maxim la 1 decembrie am avansat această dată pentru că am făcut unele discuții, inclusiv cu primarul Gheorghe Ștefan, pentru că, așa cum am mai spus, trebuie să lăsăm deoparte orice culoare politică, orice luptă politică pe diferite doctrine, pentru că aici vorbim de problemă socială pentru cetățenii orașului Piatra Neamț și trebuie să punem toți umărul în reconstrucția acestei piețe. Să înțeleg că orgoliile politice au fost date deoparte. Doamna, nu mai există orgolii politice când vorbim de o problemă a oamenilor din Piatra Neamț, a cetățenilor. Iar piața orașului Piatra Neamț este și a devenit o problemă socială. Nu numai pentru cetățenii care își desfășurau activitatea acolo, cât pentru toți cetățenii orașului Piatra Neamț care veneau și făceau cumpărături în această piață la niște prețuri care acum bănuiesc că o să se alimenteze din altă parte cu prețuri mult mai mari. Iar noi, cei din PSD, vrem să tratăm cu foarte multă seriozitate chestiunea asta.